Generația tânără vrea să schimbe mentalitățile și obiceiurile românilor legate de alimentație. Mai exact, un grup de studenți de la Cluj au propus să-i determine pe oameni să mai renunțe la carne în favoarea legumelor și a blamatei soia. Această campanie se desfășoară pe perioada 2-19 decembrie. Este o campanie online, mai exact pe Facebook. O campanie care se focusează asupra mamelor din Baia Mare, care au copii mici și care gătesc totodată. Mai exact, campania se desfășoară pe grupurile destinate acestor mămici de pe Facebook, grupuri numite Mămici Vorbăreți din Baia Mare, Copii și Mămici din Baia Mare și ultimul grup de toate mămici și pitici. Cu educația au ajuns și în Maramureș. Trei tinere studente din anul 2 la Facultatea de Științe Politice, Administrative și ale Comunicării din cadrul Universității Babeș-Bolyai au organizat în parteneria cu Școala Gimnazială Mihai Eminescu din Săliște de Sus o campanie publică pe tema alimentației sănătoase. Aceasta are ca principal obiectiv promovarea consumului de proteină vegetală și orientarea participanților spre alimente sănătoase, ce pot fi ușor adaptate și integrate într-o multitudine de rețete. Ținta au fost în special elevii din clasele a 7-a și a 8-a, o categorie de vârstă potrivită pentru a consolida un stil alimentar echilibrat. Însă, în acțiunile organizate la Școala Maramureșană au participat și cadre didactice. Inițiatorii au afirmat că aproape jumătate din participanți aveau deja noțiuni de bază despre alimentele vegane și cunoșteau conceptul de nutrienți contrar așteptărilor. Mai mult, au constatat că în timp ce unii elevi nu au auzit niciodată de soia sau năut, alții s-au arătat încântați de preparate cu avocado, humus, lapte vegetal, sugerând chiar rețete pe care părinții lor le pregătesc frecvent.